Bună ziua, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amprente. Eu sunt Irina Spilcă, gazda dumneavoastră, iar astăzi vreau să vă înnoiesc cu o nouă emisiune Amprente, pentru că așa se cuvine la începutul anului. Am o prietenă dragă, vreau să spun așa, pentru că Ana este un om care se lipește foarte ușor de suflet, pe lângă faptul că este un pătimit a muzicii și a făcut tot ce... Credea ea că trebuie să facă în domeniul acesta. Are foarte multe pasiuni, cum ar fi caligrafia. Cine mai uh, scrie caligrafic în ziua de azi? Vreau să știu. Bună ziua, Ana! Bine ai venit la noi și bine te-am găsit! Bună ziua, Irina! Bună ziua, dragi oameni care ne ascultați, și la mulți ani pe 2019, și la mulți ani și celor care poartă numele Sfântului de astăzi, Ion! Ion, da, la mulți ani! La mulți ani. Și toate urările de bine pentru 2019, în general, pentru toată lumea. Bun. Ana, tu ești una cu muzica, dacă pot să spun așa, și vreau să-mi spui cum a început această poveste, cum-ți dat seama că ai avea oareși care talent spre așa ceva și cine te-a împins? La început am crezut și eu că este vorba despre talent, dar acum că am devenit mai mare. Cred că e nevoie de mai multe lucruri, nu doar de talent. Și cumva lucrurile se învață, că ai nevoie de determinare ca să faci anumite lucruri și să ajungi să le faci cu plăcere și cu implicare. La mine povestea nu este așa de. Standard, ca să zic așa. Nu sunt unul dintre copiii care a cântat de mic și a întregit muzica și a umblat pe toate scenele de festivaluri și așa mai departe. Când eram mică, mama îmi spunea că am voce, eu nu știam ce înseamnă asta. Când era emisiunea Tip Top Mini Top la televizor, mă punea lângă televizor ca să cânt și eu, dar pe mine nu mă atragea neapărat muzica, toată lumea mă punea să cânt cu alte cuvinte. Dar eu eram așa un pic sceptică. Nu simțeam neapărat că ar trebui să fac muzică. De fapt, nu știam ce înseamnă. Abia mai târziu, când am pus mâna pe chitară, prin clasa a 10-a, am început să-mi dau seama că muzica produce o anumită vibrație și nu doar fizică. Adică, na, sunetul produce, se produce prin vibrație și așa mai departe. Nu, o vibrație la coarda inimii, da, dacă vreți. Și de acolo, nu știu, s-au întâmplat multe lucruri frumoase și poate s-au întâmplat și lucruri care nu au fost frumoase neapărat, dar pe care eu le-am luat ca atare și din care am învățat am am învățat lecții, au fost lecții de viață. Am cunoscut foarte mulți oameni, m-am bucurat că i-am cunoscut. Așa consider că există o stea norocoasă și pentru mine și că ea mă ajută să îmi urmăresc visul cumva. Și cam pe la câți ne ai început? Că ai zis că n-ai început de mică, ai început de da, mai Păi eram, deci așa. aveam aproape 18 ani, cam așa. Dar tot așa, nu a fost o chestie, nu voiam să ajung artistă la televizor neapărat, ci voiam pur și simplu să-i bucur pe cei din jurul meu și să mă bucur și eu. Cumva, experiențele, primele experiențe muzicale sunt legate foarte mult de orașul meu natal, de Sulina, și cumva de un cadru idilic, ca să zic așa, cu o chitară pe malul mării, la un foc de tabără, cumva de acolo s-au născut multe lucruri. Și vreau să te bucur și eu un pic, spunându-ți că deja avem ascultători care te și cunosc și vreau să-i salut și eu pe Cristinel Dohat cu prietenul nostru, da. Elena Dulea, Lidia Chicoveanu, Felicia Mara, Alina Corpodean, Daniela Bacheș, Carmen Elena, Olaru Cati, cineva, Sorin Paul, te salută, spune bună Ana. Bună! Cristinel ne spune emisiune frumoasă, nu poate fi altfel decât frumoasă cu două fete talentate. Mulțumim, Cristina, ne bucurăm că ne ești alături. Să ne fie alături până la sfârșitul emisiunii, pentru că avem multe de făcut aici, de cântat și de vorbit și de povestit, pentru că tocmai vreau să te întreb acum... Cum stă treaba cu caligrafia? Pentru că eu sunt acel copil care a scris foarte urât. Trebuie să o recunosc. Și tata a ceta foarte tare pentru chestia asta. Să știi că nici eu nu, scriau, nu scriam extraordinar când eram mică. De fapt, nu simțeam așa că excelez într-un anumit domeniu. Nu știu, eram așa, un copil normal, deci se poate. Se poate să faci caligrafie și dacă nu ai un scris frumos. Cumva de aici trebuie să pornească lucrurile. Dintr-o dorință a ta de a dori să scrii frumos, că nu ne naștem învățați. La urma urmei. Totuși, eu recunosc că am avut gene bune în privința asta, pentru că tatăl meu era foarte riguros și extrem de atent la cum scria și scria, adică și acum scrie mm -hmm. foarte frumos. În schimb, eu pot să spun că mi-am mi stricat foarte tare scrisul, mai ales la facultate, când trebuia să scriem pe bandă rulantă. Poți să-i mai aduci pe oameni la răbdarea de a scrie frumos? Da, întotdeauna. Și cumva. Astăzi a devenit un trend, dacă vreți, caligrafia. Poate încă nu la noi, deși sunt destul de mulți oameni care fac caligrafie și sunt pasionați de chestia asta, dar cel puțin în afară, în Statele Unite și așa mai departe, e o întreagă industrie, dacă vreți. Cumva s-a transformat așa într-un trend. Și da, oamenii chiar se îndreaptă spre așa ceva și eu am mulți prieteni care mă tot roagă: Ana, fă un curs, fă ceva. Și? facem un curs? Păi, vreau, nu vreau să-l fac. Eu așa am cunoscut-o pe Ana și pot să spun că sunt onorocă. Asta am făcut un curs mic acolo cu ea, un seminar mai bine zis, că da. e prea mult exact. curs, dar cât să te facă să-ți placă și să te întrebi oare merită să scrii frumos? Unde mai poți folosi lucrul ăsta? Mai există scrisori pentru că toată lumea știe de mail -uri. Mai există, Ana, scrisori? Da, există. Chiar astăzi am scris una pentru cineva, adică trebuie să o livrez după această emisiune, trebuie să o duc la o fată, și este o declarație de dragoste. Bine, nu știu dacă e bine să spun asta, s-ar putea cei care m-au rugat să o fac să se supere, dar nu cred. Dar chiar astăzi o să livrez o scrisoare. Și înainte de a veni aici, am fost la curier să pun o scrisoare către cineva. Deci, da, se scriu scrisori și a devenit. scrisoarea este acum un cadou, dacă vreți. Așa este privit. Înainte era o chestie obișnuită și eu scriam foarte multe scrisori atunci când eram mică și nu trebuia să fie o persoană îndepărtată. Scriam scrisori, de exemplu, cu prietene pe care le aveam, nu știu, în clase paralele, la școală, adică. Era așa, un lucru foarte frumos, și cumva te relaxa. Și astăzi caligrafia cam asta face, este un fel de terapie, pentru că te, te învață să te controlezi, să-ți controlezi mișcările, să-ți controlezi respirația. Chiar asta am învățat-o de curând. Îți spuneam de cursul acela pe care l-am făcut la Milano cu Paul Antonio, care este un caligraf foarte cunoscut din Londra. Și uh, cursul a fost. Uh, a durat trei zile, da, intens, adică 8 ore pe zi. <gângă> și el pur și simplu venea lângă noi și ne zicea Breat, breathe, breathe. <gângă> <Respire, gângă> adică da. respiră, respiră Și la început uh, totul era așa, cumva lucrai împotriva ta, că tu erai, ob erai obișnuit să vrei să scrii mai repede, să. Aștept, să ajungi la finalul literei, ca să zic așa. Uitai să respiri, erai foarte concentrat pe linia aia, care nu ieșea, ieșea foarte tremurândă, dacă vrei, tocmai pentru că tu nu respirai. Și el venea și zicea, respiră, respiră. Și până la urmă, după câteva ore în, așa, în tensiunea asta, la un dat corpul începea să se relaxeze și totul devenea așa un joc, dacă vreți. E foarte interesant pentru că, da, într-adevăr, asta pare un soi de meditație, de. Uh, așa, te, te face să te introvertești puțin și să te duci în străfundul tău, să vezi ce e acolo uh -huh. și, practic, atunci acurși ca un val atunci când scrii. E așa cât am prins eu din da. idee. Uh, e plăcut și recunosc că mi-aduce aminte de vremurile care nu sunt chiar atât de, de îndepărtate, când. Uh, noi licenii încă ne mai scriam scrisori, din acelea de dragoste oameni buni, pentru că încă mai existau în ziua de astăzi mai rar așa ceva, dar erau tare plăcute și mi-ar plăcea să știu că mai există și în ziua de astăzi, pentru că e romantic și e frumos și păstrează ceva din vremurile acelea în care oamenii se respectau mult mai mult și nu -și spuneau cuvinte grele cu una, cu două. Exact. Din păcate, tehnologia ne-a cam furat și ne duce cu valul. Dar vreau să cred că nu, nu ne-a stricat totuși și lucrurile acelea care erau bune, bune prin tot ceea ce realizau, așa. Ne întoarcem ne puțin la muzică și vreau să te întreb dacă ai o melodie a ta de suflet, pe care oricând ai fredona-o sau ai cânta-o la chitară. Sunt multe melodiile. Am multe melodii de suflet și chiar mă gândeam, de fapt mă gândesc periodic, dacă m-ar întreba cineva ce trupe îți plac sau ce melodii îți plac, știți cum erau întrebările acelea în caietele de oracol? Eu nu prea aș mai fi în stare să zic exact ce trupă îmi place, ce melodie îmi place, cumva ascult mereu în funcție de starea mea de spirit. Dar, Dincolo de stările de spirit, există melodii pe care, într-adevăr, le-aș cânta oricând. De exemplu, melodiile lui Joan Baez. Mi s-au lipit mie de suflet de când eram tot așa în liceu, și mulți îmi spun că am o voce asemănătoare cu a ei. Și uh, o ascult adesea, chiar dacă poate pentru unii este o muzică demodată, nu știu, habar n-am. Eu de obicei uh, nu mă mai uit așa la tot ce spune lumea și încerc să fac ce îmi spune ce sufletul, da, că la urmă-urmei cu asta rămânem, rămânem cu noi înșine. Crezi că asta este cheia pentru a te lipi de sufletul omului, să fii autentic și să nu faci ce, tot ce face toată lumea? Nu, n-aș vrea să gândesc acum exclusivist, adică trebuie să fii neapărat mai altfel decât celălalt. Cred că trebuie să existe un duh al blândeții în tot ceea ce faci. Adică să faci punând binele în față și atunci lucrurile. Trebuie să iasă bine. Da, primesc așa o aură. Um, ce ne-ai pregătit pentru azi? Ah pentru că Ana o să ne și cânte și da. aș vrea să ne cânte deja o melodie, pentru că nu știu dacă ați apucat să o ascultați pe YouTube, pentru că ea acolo are mai multe filmări și uh, sună foarte bine vocea ei și sună atât de bine încât te duce într-o lume în care îți dorești să rămâi mult timp. Ce ascultăm, Ana? Mulțumesc, Irina, pentru complimente. Păi haideți să cântăm ceva de la Joan Baez, Dona Dona. Uh, o să... Eu în ziua de astăzi, ca să zic așa, nu prea mai cânt folk decât la Sulina, vara. Chiar am cântat acolo vreo șase ani la rând. Șase veri, de fapt. Să știi că pot să spun și eu imagine cu Sulina și să te pun așa un pic în atmosferă ca să ne cânti un pic de folk. Deci nu, nu, probleme. că dacă închid ochii e, e perfect. Pot să mă închipui acolo pe malul Dunării sub o salcie cântând. Dar folcul rămâne rămâne în suflet cumva. Acum nu prea mai cânt folk, când mereu acompaniată, mă axez mai mult pe voce, mai puțin pe instrument, dar mă simt bine oricum. Cred că asta e important. Să ascultăm! On a wagon bound for market, there's a calf with a mouthful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might laugh and love the whole day through and half the summer's night dona 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 Stop complaining, said the farmer who taught you a calf to be. Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. dona, dona, dona. Dona, 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 dona. Dona, 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 dona. Dona, dona, dona. Are easily bound and slaughtered, never knowing the reason why. But whoever treasure freedom like the swallow has learned to fly, how the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Dona, 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 foarte frumos <laughs> și să știi că avem oameni care ne-au trimis mesaje. Iată ce ne spun. Bine ne-am regăsit, bine v-am găsit, ne mai spune un ascultător. Apoi este cineva care ți-a transmis ție personal un mesaj, numai puțin să-l și găsesc pentru că mi s-a părut foarte frumos. Așa. Oamenii văd că te iubesc foarte mult și probabil că știu ei de ce. Și eu o iubesc. <laughs> Zice Adriana Dumbale, te îmbrățișăm cu drag de la Sulina. Și eu, și noi. <laughs> da. Um, o voce minunată, spune Ionel și Frosica Nicolae. Mulțumim. Mulțumim. Adică poate e pentru tine. <laughs> N-aș crede că totuși vocea mea nu e atât de frumoasă cum este a ta, și mai ales că tu cânti, e, e de. Două așa că mai zic mulțumim. Zic mulțumim, da, 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 e foarte bine așa. O să mai răspundem la mesaje pe parcursul emisiunii ca să nu pierdem timpul pentru că avem o sumedenie de întrebări și de povești. Spunem despre Sulina pentru că tot vorbesc cu oamenii despre Sulina și știu că tu ai o pasiune pentru acest loc. Dar înainte de a vorbi despre Sulina, mă iertați, aș dori să-ți dăruiesc ceva. Că... Mulțumesc! Bine, poate o să mă mai întreb despre caligrafie. Uh... O să arăt și eu la camera, da? pentru că merită, merită să se vadă ce este. Dar aici. ăla e doar plicul, ca să zic așa. Tu da. trebuie să tragi așa de sus conținutul. Sper să nu rup ceva. Nu, nu. Nu știu ce este, să știți că nu e nimic programat. Totul este în direct, pur și simplu, la fața locului. Așa că voi vedeți, eu nu văd nimic acum, <laughs> momentan. Dragostea nu, nu, nu cade, cade niciodată. niciodată. E din Corinteni, e... Unul dintre lucrurile pe care le scriu foarte des și dintre primele lucruri scrise, ca să zic așa. Iar aici este o ștampilă pe care Ana și-a comandat-o, nu? Ai comandat-o? Da, nu și e mare o -o... lucru, dar o folosesc destul de. E foarte simplă și drăguță, așa și cumva. Și dă foarte bine la da. scrisori, mai ales la cele care sunt pentru oamenii dragi. E ceva extraordinar. Se vede că ai pus suflet acolo și nu ai dat lucrurile doar așa de dragutele. Da, dar sunt foarte migăloasă la lucrurile astea. Îmi place să le ambalez, să le sigilez, să pun floricele nebunii. Nu știu cum ai intuit tu, dar să știi că mesajul acesta cade foarte bine acum la început de an și cumva uităm câteodată că, că ceea ce ne ține în picioare este dragostea. Așa este. Nu neapărat dragostea pentru cei din jur, dragostea pur și în simplu general, a da. dărui uh -huh. pur și simplu și a primit așa, fără să faci ceva. Da, dragostea ceva... însumează multe, multe calități. Exact, și... exact. Așa că îți mulțumesc pentru mesaj. Cu mare drag. O să țin minte și o să-mi readuc aminte de fiecare dată pentru că contează foarte mult. Să ne întoarcem la Sulina. Da, la pentru Sulina. Că despre asta vreau să vorbim acum. Sulina. Am fost acum de Crăciun ultima oară. Îmi pare rău că n-am prins ninsoare pe plajă. Aș fi vrut să fac o fotografie cu ninsoarea pe plajă, dar am și la Sulina ieri, că am văzut niște poze. Este locul meu de suflet și cumva locul pe care îl car în spate, asta nu știu dacă e de bine sau de rău, uh, pentru că eu sunt cam de 11 ani în București, la Sulina ajung doar în... Când ai timp. Da, adică de Crăciun, de Paști și vara stau mai mult, fac eu tot posibilul ca să stau mai mult la Sulina, să mă bucur de căldură, de mare, de chitară de prietenii de acolo, de e familie. E locul tău de rai? Da, da. Pentru mine raiul arată așa, ca la sulina. Chiar dacă administrativ vorbind sau nu știu cum să pun problema, acolo lucrurile nu sunt chiar roz. Adică traiul este foarte greu, populația s-a împuținat, în fine. Sulinenii știu mai bine care sunt problemele de acolo. Acum Mulți dintre cei din Sulina pe care îi cunosc chiar mi-au lăsat mesaje spunându-mi că cumva se mândresc cu mine și le cumva uh, sunt mândri că sunt sulineni datorită, nu știu, tinerilor care mai fac ceva, să zicem. Deși cred că toți care au plecat de acolo au plecat cumva spre mai bine, nu neapărat dorind să plece din Sulina aia care unde se ajunge numai cu vaporul sau... Nu cred că asta e neapărat atitudinea, dar toată lumea a plecat să facă mai bine și cred că toată lumea face mai bine, dar rămâne cu gândul acolo, așa, o, o mică bucățică de sufletie acolo, cu siguranță. Care este farmecul acestui loc, de fapt? Da, nu știu dacă <laughs> se poate spune într-o oră de emisiune care este așa, farmecul. Nu știu. 5 minute să spunem. Sulina e deosebită, eu acum fac și publicitate dacă la afară doriți să veniți. Eu să știi că n-am văzut-o și recunosc lucrul te invit. Dorit. Cu ocazia asta te invit oficial, ne ascultă o țară întreagă. La Sulina e foarte frumos faptul că e și mare, dar și Dunăre. Adică cumva Sulina e ca o insulă, dacă vreți. Și ca să folosesc un citat, este o insulă a fericirii. Este un loc sălbatic, tocmai de aceea, poate și pentru unii care nu au ajuns pe acolo sau care nu s-au atașat încă foarte tare de acel loc, este așa un pic bizar. Adică, -au, nu reușesc să înțeleagă toată fascinația acelui loc. Tocmai pentru că este un loc unde legile cumva se fac pe apă, ceea ce pentru noi este straniu, că suntem obișnuiți să umblăm pe picioarele noastre sau cu o mașină. Cumva lucrurile sunt uh, un pic mai misterioase acolo. Sulina este fabuloasă prin acest lucru, dar și prin poveștile pe care le are și prin istoria pe care o are. Sunt multe uh, feluri de a cunoaște Sulina, dar depinde de fiecare cum își dorește să și o apropie. Tu te-ai născut acolo? Da. Și cum ai văzut tu prin prisma celui care s-a născut acolo? Uh, mi am dat seama de acest lucru abia când am plecat de acolo, pentru că până la plecarea mea din Sulina la facultate, evident, nu puteam să compar două lucruri pe care nu le cunoșteam. Ok, mă cunoșteam pe mine la Sulina, care eram cam tot ca acum, adică eram tot așa boemă, cântam, scriam, nu știu, citeam, făceam tot felul de lucruri frumoase. Uh... Da, și plecând de acolo, mi-am dat seama că, într-adevăr, Sulina a fost și un minus, dacă vreți, pentru că, cumva, învățai lucrurile care ți erau date acolo, pe bucățica aceea de pământ. Nu exista internet atunci. Țin minte că, atunci când am învățat să, să cânt la chitară, căutam disperată cântece, versuri, mă duceam la mama la serviciu, luam pe un, pe un floppy disk documente, acasă le transcriam, eram nu exista accesul pe care îl are lumea acum. Ajungând aici, mi-am dat seama că, ok, am ajuns, de exemplu, la litere, la prima facultate pe care am făcut-o și, da, a fost un minus. Eu nu știam de nu știu care scriitor sau de ăștia contemporani, dar, cumva, mi-am dat seama că Sulina m-a cizelat într-un fel. Adică mi-a dat o anumită sensibilitate, să zicem, mi-a dat niște plusuri pe care poate unii nu le aveau și care pe, pe, pe mine mă bucurau. Nu, încercam să nu mă compar și să zic aceea a fost o etapă și de acum încolo este altă etapă și că oamenii au ceva frumos, indiferent de experiențele pe care le au. Și atunci privești totul ca pe un mare plus, de fapt. Eu cred că e bine să nu te compar cu nimeni pentru că fiecare este unici în felul nostru Evident. și am venit cu... Fiecare cu treaba noastră, nu putem exact. să facem același lucru ca și celălalt. Dar vreau să te întreb, fiind totuși într-un loc mai puțin accesibil, ca să zic așa. Treaba aceasta nu ți oferă, totuși, un fel de bun simț pe care nu-l găsești în orașele mari? Ba da, bineînțeles. Adică eu sper că am bun simț și că, într-adevăr, oamenii sunt acolo ca într-o comunitate, sunt ca într-o familie. Acum Sulina cred că mai are vreo 3500 de locuitori. Dacă cineva știe alte date, poate să mă corecteze, nu e problemă. Vă dați seama că noi toți ne știam pe stradă, adică mergeam pe stradă, bună ziua, bună ziua. Țin minte că eram mică și m-am dus la galați cu mama și eu am început, după obiceiul clasic, să salut pe toată lumea. Și mama mi-a zis, dar nu trebuie să salut pe toată lumea, uite, poți să salut pe cei bătrâni. Și după aia mă uitam așa după un bătrân ca să-l salut. La Și știei Sulina... știe ce e la bătrân? Că până la urmă și asta era o chestie. Știi? <laughs> da, da, mă rog, ce era în mintea mea la vârsta aceea. Dar da, vreau să zic că la Sulina, de fapt și într-o comunitate mică, mereu ești atent la celălalt. Adică cumva lucrurile se întâmplă acolo așa. Le gândești și comparativ cu ceilalți, da, și există bun simț. Asta și nu clar. sunt superficiale asta, cu siguranță. Da. Te întrebam de treaba cu bătrânul, pentru că eu trebuie să recunosc că atunci când eram copil, nu știu, la nivelul meu de copilandru, copilă, copilandră, de fapt, spuneam că dacă are 50 de ani, domne, e foarte bătrân. Pentru adică că eu mă vedeam la 5 ani acolo, na. Păi, de -aia da. Da, ziceam că e foarte dificil. Cunosc foarte bine sentimentul. Eu am și lucrat cu copii mici, adică mici de creșă chiar, aveau și 2 ani sau un an și ceva, dar hai să vorbim despre cei care știau să vorbească totuși. Și la un moment dat îi întrebam, dar voi știți câți ani am eu? Să zicem că aveam 27 atunci. <laughs> și când le ziceam că am 27 de ani, ziceam, wow, ce, ce mult! da. Ești. <laughs> și la fel, înainte mi se părea că să ai 50 de ani e așa o chestie. Wow, da, ești bătrân, dar nu ești. <laughs> ești tânăr. Ce te-a învățat Sulina și nu te-a învățat un oraș mare precum Bucureștiul? Așa cum ziceam, cred că Sulina a pus niște baze acolo foarte bine și pe, peste care nu o să pot să trec niciodată. Acum nu știu dacă aș putea să le numesc calități sau defecte. Poate sensibilitatea asta excesivă nu este bună neapărat mereu, dar eu vreau, v-am zis, să privești totul așa cu bunătate. Adică, dacă pot să fac ceva, să o fac cu binele în față, cumva. Să... Deci, Sulina, -am, poate și poate Sulina m-a învățat să pun așa lucrurile, să pun problema în felul ăsta. Adică mergi cumva pe teoria aceea din bătrânii ce se menea cu legii. Da, corect. Și bine, mai sunt de acord și cu faptul că noi suntem legați de rădăcinile noastre, că nu ne putem... Na, suntem ca niște copaci, adică Rădăcina e acolo și nu o poți schimba, dar o poți transforma în ceva favorabil ție, indiferent de cum este ea. Și pentru că a venit vorba de rădăcini, de uh, străbuni și așa mai departe, uh, spunem de ce folclor? De ce, de ce folclor? Da, bună întrebare. de <laughs> etnologie, antropologie și așa mai departe, uh, nu? Sau da, da, conectat? ba, da, ba, da. Ai zis foarte bine. Uh, răspunsul este din motivul ăsta. Uh, eu am fost dintotdeauna fascinată de rădăcinile mele. Adică bunicul meu era neamț, născut dintr-o mamă grecoaică, un tată neamț uh, și mi-a plăcut... Să știi că semenii cu grecii. Semeni da? cu grecii. La da, nas, da. nu? La nas. <laughs> <laughs> da, nu știu. Nasul, din câte am înțeles, l-am primit de la bunica din partea tatălui, care e româncă, așa. <laughs> Dar Cine tot din știe? delta, deci cu semnul întrebării. Da, deci de aici a pornit, toate au pornit de fapt de la bunicul meu, Dumnezeu să-l odihnească, care ne povestea tot felul de lucruri despre familia lui, despre cum au trecut peste al doilea război mondial. Ei fiind nemți, au fost chemați acolo, au stat în ghetouri, în fine, au avut o viață foarte grea. Și noi așa îl priveam la căldura sobei și ne minunam pur și simplu de și cumva de aici când am auzit că există ramura asta de antropologie culturală, de etnologie, am zis, acolo, acolo mă duc și n-am regretat nicio clipă și e fascinant. O să revin la subiect, dar mai întâi vreau să ne mai încălzim cu o melodie. Bine. Ca să nu ne, să nu plictisim ascultătorii, să le mai dăm și ceva călduți. Dacă se plictisește să scrie acolo și mai chiar să așa, mai să ne scrieți, să ne dați mesaje, da, oricum, da. mai 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 primi niște mesaje și le vom citi după okay. aceea. Ok, puteți să scrieți și dacă vreți să vă scrie o scrisoare către cineva. Chiar așa, și dacă există, uite, facem o lansare pentru că pe 14 februarie este ziua îndrăgostiților și cred că este și o zi a îndrăgostiților a noastră tradițională da, da. românească. Dacă există vreun ascultător care are o iubită și care ea vrea să i scrie o scrisoare de dragoste cu literele în felul pe care le face Ana, Maria, să ne scrie aici. Suntem deschiși la provocări. Da nu, și, și dacă vreți, vă zic și unde mă găsiți pe Facebook, că am și o pagină, se așa, numește așa. Ana Scrie Frumos. Deci la Ana Scrie Frumos o să dăm mesaje. Dacă... <laughs> Dar numai un ascultător, primul ascultător care este pe frecvență și aude treaba aceasta, să știți că n-am programat nimic. Pur și simplu, este totul live acum, pe moment mi-a venit ideea, pentru că este iarnă totuși afară, dar noi avem sufletele calde. O lăsăm pe Ana să ne scrie ceva frumos: unui ascultător pentru iubita lui. Da, de acord. Dar și să cântăm ceva. Să nu? cântăm ceva. Oh, ma douce souffrance. Pourquoi s'acharner et tout commence? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un pauvre rouge Je déambule dans le métro. En dernier. danse pour oublier ma peine immense je veux m'enfuir que tu commences oh ma douce souffrance Je remue le ciel, le jour la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un pot d'amour, un brin de miel. Je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et je Peur. Et c'est mon tour via la douleur En tout Paris je m'abandonne Et je m'envole, vole, 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 vol. Que d'espérance Sous ces chemins en ton absence Je voudrais mais sans toi ma vie n'est qu'un décor Qui brille, vide et de sens je remue le ciel le jour, la nuit Je danse avec le vent, la pluie Un bout d'amour, un un de miel Je danse, 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 danse Et dans le bruit, je cours et j'ai peur Et c'est mon tour via la douleur En tout Paris, je m'abandonne ne vol, 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 vol. De fiecare dată când ascult această melodie, dar acum în special pentru că n-am auzit-o niciodată cântată de Ana și trebuie să spun că ești Miraculoasă e? pentru sufletul meu. Nu vreau să vorbesc în numele altora, dar pentru mine. Ai făcut minune acum cu sufletul meu. Mă bucur. Nu mi-a plăcut, adică nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut așa ideea, nu m-a atras niciodată să, mă, să merg în Paris, de exemplu, dar când aud această melodie, parcă îmi vine așa să-mi cumpăr biletul de avion și să plec. Cu atât mai mult acum când am ascultat-o cântată de tine, felicitări. Superbă melodia prin prisma ta, cântată de tine. Mulțumesc, Irina! Da, și să ne întoarcem la rădăcini, la folclor, la ce reprezintă pentru tine. Sau, de fapt, aș vrea să te întreb dacă facultatea și ce ai învățat acolo ți-a oferit niște răspunsuri pe care tu le așteptai. Clar mi-au oferit. Uh, și uh, pentru că mi-au oferit niște răspunsuri pe care n-aș putea să le rezum acum și poate că nici nu are rost. Fiecare trebuie să-și pună niște întrebări mai întâi și apoi să caute niște răspunsuri. Uh, și uh, faptul că eu mi le-am găsit cumva m-a determinat să merg mai departe. Și uh, am început să fac și cercetare, uh, adică să merg pe teren, să întreb oamenii. De... Și ce-ai ieșit din uh, tot ceea ce ai făcut tu, practic vorbind? Uh, practic vorbind, uh, poate o să iasă chiar un doctorat. În prezent sunt încă înscrisă la doctorat la Conservator pe etnomuzicologie, care este o îmbinare a muzicii cu etnologia, dacă vreți, adică ce am făcut mai exact, împreună cu o echipă de etnologi din București și Arad. Am fost în zona Săvârșinului, deci acolo unde e domeniul acela regal și am cercetat colindele de acolo, mai exact colindele dubașilor. Știți, acele cete de băieți care au câte o dubă și cântă niște colinde foarte frumoase și foarte vechi unele. Și am fost de câteva ore acolo pe teren, dorind ce? Să, în primul rând, să reușim să strângem, să facem un fel de bază, să zicem, cu toate colindele acelea, ca ele să existe undeva întipărite, nu numai în mintea oamenilor, dar și, bineînțeles, tipar. Și apoi să vedem cum s-a transformat acest obicei al colindatului, pentru că el a suferit niște modificări clare și, oricum, și istoric a trecut prin niște transformări, amintind de aici de Cântarea României și așa mai departe. Uh, și, cel mai important... Satele cumva s-au mutat la oraș, locuitorii de acolo sunt din ce în ce mai puțini, totuși, ei așteaptă colindul acesta ca pe un lucru fără de care anul nou, să zicem, sau Crăciunul, nu poate să înceapă. E ca un uh, act magic care se întâmplă, de fapt. Și nu știu de aici foarte multe explicații, și lucruri care pentru noi astăzi poate nu mai contează atât de mult. De la noi s-a pierdut chestia asta, deși în momentul în care ești colindat, cred că e imposibil să nu te simți într-un fel, imposibil să nu te schimbi, dacă vrei. Um, am zis că o să citim din uh, comentariile ascultătorilor noștri. Da. Spune George și tu ești indila de la Sulina. <laughs> <laughs> Foarte drăguț mesaj, îl mulțumim, George. Uh, mai spune cineva Violeta Croitoru, chiar dacă nu erai din Sulina, vocea ta este superbă. Mulțumesc! Uh, Dida Panfil Maranda, superbă, uh, superbă nepoata mea dragă, deci au intrat și pe fir și rudele, vă rugăm, dați-ne mesaj, spuneți-ne ponturi despre ce făcea Ana Maria Maranda da, de bine, când era da? Amica, <laughs> când era micuță, dați-ne așa puțin din casă, că nu ne supărăm. Uh, mulțumim că ne cântat sufletele cu aceste melodii superbe, este doar meritul Anei, așa că ei să-i mulțumiți, pentru că eu... Ascult, pur și simplu, nu fac nimic altceva. Bun. Spune-mi, ai avut o colaborare, așa, care să-ți rămână la suflet cu cineva? Am colaborat și colaborez în continuare cu oameni care inevitabil îmi devin dragi, că altfel nu se poate. Dacă un lucru nu-l fac cu pasiune, la un moment dat se stinge și nu e bine neapărat. Uh... Și aici aș putea să o iau așa, periodic vorbind, pentru că când am ajuns în București am început să cânt folk împreună cu Constantin Neculaie și mai târziu cu Eugena Marandei, adică Constantin Neculaie, chitarist cunoscut. Am avut și piese proprii. Am fost și la festivaluri prin țară, am cântat la Folkiu de două ori, la Om Bun. Am avut și o colaborare cu Victor Socaciu. Și, din această experiență, nu pot să uit uh, colaborarea cu Ioan Ghiuri Pascu. Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să ierte, da, un om. un om fain. pe care nu-l uiți. Nu, pe care nu-l uiți, și, într-un fel, da, îmi pare bine că a fost acea piesă Say Hello to Love pe mai care cânti? o puteți. Mai N-am uh, mai cântat-o. Dar o găsiți pe YouTube dacă o căutați um, și oricum, care mi-a umplut sufletul și el avea o viziune extraordinară asupra muzicii. Nu știu, era era unic. Dar mai cânt așa, din când în când, piese de ale lui Ghiuri au mesaje foarte ce, faine. Eu știu, să-ți fi spus vreodată și să-ți fi rămas în memorie sau în suflet? Cred că mi-a spus multe lucruri. Eu, din păcate, eu nu rețin așa cuvinte neapărat, e dar de idee, vreau neapărat. să vreau să cred că ele pătrund în mine și că, în secunda aia, Tradesc. schimbă ceva. Da, și cred că asta e cel mai important. La fel și când citesc o carte, poate nu rețin toate personajele, dar e acolo o chestie care, sigur, intră în om. E clar că dacă eu am rămas cu colaborarea aceasta în minte și. O pomenez mereu, ceva a fost bine, Eu oricum îl priveam așa, ca pe un maestru, ca să zic, nu. Nu știu, eram un pic timidă în fața lui. Adevărul că, nu știu, ți-imprima o răbdare mm -hmm. deosebită, mai ales atunci când la ascultai Da, și... era un om foarte bun. Și cred că asta a transmis-o prin muzica lui, prin căldura vocii, prin compoziții, prin poezie. Uite, pentru că vorbim de oameni buni. E o întrebare care tot timpul s-a sălăjluit așa în mintea mea. Există oameni buni de la natură sau există oameni buni care devin buni prin uh, autoeducare și autoelevare, nu știu să spun așa? Da, bine, aici aș putea doar să-mi dau cu părerea. Evident, <laughs> deci să e nu o părere mă certe de nimeni, e. dar uh, la urmă urmei ne naștem, uh, văzând chipul mamei, care e bunătatea, nu e simbolul bunătății și... Sau așa ar trebui să fie. Da. Aici poate unii o să mă contrazică. Mi-e greu să vorbesc despre alții când am trăit o singură viață. Adică putem să învățăm de la cei care ne îndeamnă să facem bine, poate. Adică eu mereu mă lipesc de oamenii ăștia care pun binele în față. Adică nu-ți... Nu știu, nu, îți, nu te îndeamnă să fii șmecher sau să fii. Mă înțelegeți? Adică. Și nu e o chestie pe care o aleg. Pur și simplu. Așa simt. Eu recunosc cumva din experiența mea de până acum, de mulți, 37 de ani, uite că mi-am dat și vârsta. Așa. Poți înainte, <laughs> mulțumesc. Uh, recunosc cumva că am văzut că oamenii. Ori scot la suprafață ce ai tu foarte bun sau sunt unii oameni care au darul de a scoate la suprafață ce ai tu rău, indiferent că este o pată foarte mică de răutate acolo, au acel dar de a scoate la suprafață exact acea mică pată de răutate. Și atunci de aia stau și mă întreb dacă există oameni buni de la natură sau există oameni care pur și simplu se auto sau se cizelează pe parcurs în funcție de evenimentele, de experiențele pe care le-au în viață. Eu cred că nu există oameni răi adică și asta și prin muzică am experimentat-o și probabil că de aceea muzica a devenit un fel de stare de spirit pentru mine, pentru că am văzut că oamenii își pot modifica comportamentul și toate celelalte ascultând muzică. De exemplu, țin minte că eram în tabără în Grecia de mult, cu mai mulți copii și bineînțeles că unii erau teribiliști din aceia care voiau să te măzgălească cu pastă de dinți, și într-o seară uh, s-a organizat acolo, un, într-una dintre camere, așa un cerc și eu am cântat și în secunda 2, după ce am terminat de cântat, oamenii ea deja mă îndrăgiseră. Adică au zis, cine se leagă de Ana, are de a face așa cu mână, noi, da. Adică oamenii trebuie să își deschidă puțin sufletul și, din fericire, există oameni care, există alți oameni care tocmai te îndeamnă să-ți deschizi sufletul și cred că muzica poate să facă lucrul ăsta, să te îndemne la bunătate, dacă vreți, nu știu. Asta simt eu, că ar fi unul dintre scopurile muzicii. Ana Sulineană, mai cântă-ne ceva, te rog. Bine. Acum o să vă cânt ceva de la, de la Janis Joplin tot așa o melodie de suflet pe care cred că am folosit cuvântul suflet foarte des emisiunea asta. Pentru că avem suflet oameni buni, suntem oameni cu suflet aici la Vocea Aromată, Iana este... Sufletista de astăzi a emisiunii Amprente. Spune-ne, de ce este o melodie a, de suflet? Este o melodie de suflet pentru că o cântam mereu la Sulina, în verile acelea, cu chitara pe malul Pierbinți. Dunării. Da, și mereu după piesa asta aveam aplauze furtunoase Să știi că și la noi o să ai aplauze furtunoase. Dar cel mai important e faptul că cineva mi-a propus să o cânt, că eu n-aș fi cântat-o. A zis, măi, cântă piesa aia de la Janis Joplin, că sigur o să se potrivească. Și am zis, ok, și după aia chiar am întrecit o Ia să vedem. Babe, me ghii. Busted flat in Baton Rouge, waiting for the train when it feeling near as faded as my jeans. Bobby found a diesel down just before it rained and rolled us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing song with Bobby sang the blues yeah Windshield When shall we sleeping time I was holding Bobby's hand in mine We sang every song that drive knew Freedom is just another word for nothing left to lose Nothing It ain't nothing honey feel free. You know, feeling good was easy, Lord. Bobby sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby McGee. From the Kentucky coal mine to the California sun. Yeah, Bobby share the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we done. Yeah, Bobby Baby kept me from the cold, yeah. One day up near Selena's Lord, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. Well, it triggered my tomorrow for one single yesterday to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. You know, feeling good. Easy Lord, Bobby sang the blues You know feeling good was good enough for me Ooh, good enough for me, my Bobby McGee Na-na-na-na, na-na-na-na, na na na

yeah. come on I go him my lover I go him my friend I go him my darling did the best I can come on come on Bobby now come on Bobby McGee yeah. come on Lord the lord the lord the lord the lord the lord the lord hey, hey. Hei, dragii mei, trebuie să mă bucur și eu, pentru că... tare sunt convinsă că aș vrea să, ați vrea voi să fiți în pielea mea acum și să ascultați aici în direct pe Ana și mă bucur tare mult pentru chestia asta. E adorabilă și nu doar pentru faptul că are o voce atât de frumoasă, ci pentru faptul că, exact cum vă spuneam în postarea, pe care am făcut-o la mine pe Facebook, Ana este genul acela de om care ți se lipește de suflet. Nu știu ce face și cum face, dar reușește așa să ți se bage pe supiele și să simți toată vibrația ei frumoasă și caldă, aura aceea despre care se tot vorbește. Uh, o să mai citim puțin dintre mesaje. Bravo, eu am aplaudat să știi, ne spune cineva, adică George Opriș, prietenul nostru, uh, pițurile, sper să spun bine, sau pățurile, nu știu cum, sper să nu mă certați că vă, eu știu, spun numele incorrect. Pițurile a Daniel Superb spune, același suflet bun și frumusețea mamei tale, bravo Ana, Marcel Cârlan. Mulțumim! <laughs> Așa. E, și mai era mai devreme un mesaj pe care nu-l mai văd acum, pentru că se tot duc mai jos și nu mai am acces la ele. Petrov spune frumos, frumos nepoată, bravo vecina mea, Irina, oh, mulțumesc! <laughs> Da, trebuie să spun că așa e viața, cumva ți le potrivește, cum știe ea Gheorghe Petrova este vecinul meu de foarte mulți ani de zine, de vreo 30 de ani Da, ceva, și da? e rudă cu mine Și e rudă cu tine, uite, ia că de a spun că viața ți le potrivește, așa cum crede ea de cuvință Mulțumim, eu m-am făcut toată roșie și nu cred că se vede foarte bine chestia asta pe cameră Și e foarte bine Dar că și se eu vede Dar și m-am făcut Așa și mai devreme spunea cineva că tu ești genul acela de om bun de la natură. Așa că probabil că știu oamenii ce spun. Să ne întoarcem, eu știu, tot la muzică și să ne spui de ce muzică bizantină. Muzică bizantină, da. Tot dintr-o întâmplare frumoasă, eu nu știam ce e aia muzică bizantină până am ajuns în București. Înainte îmi plăcea să merg la biserică și să cânt. De fapt, străbunica mea uh, era mereu în corul bisericii, iar străbunicul meu, uh, care și scria frumos, <gântu -i> adică am găsit pe cărțile de, uh, de rugăciuni uh, scris așa, din acela, cu penița, foarte frumos, poate și de acolo, dragostea mea pentru caligrafie, era chiar dascăl Și uh, mereu uh, mergeam la biserică și mergeam acolo în strană, <gântu -i> Și ascultam așa cum se cântă și îmi plăcea foarte mult energia de acolo. Bineînțeles că am înaintat în vârstă și ușor, ușor am început și eu să cânt. Și uh, când am ajuns să... De fapt, nu, uh, odată în 2008 uh, a venit uh, un părinte... Mai exact, părintele Iustin Marchiș, de la Stavropoleos, de aici, din București, a venit la hram la Sulina și m-a auzit pe mine cântând acolo, în strană. Nu cântam muzică bizantină, sigur, dar după ce s-a terminat slujba, -a, zi... a venit la mine și mi-a zis Nu vrei tu să vii la Stavropoleos să te învețe, maicile, să cânti muzică bizantină? Eu, când am auzit de muzică imediat mi s-au ridicat acolo e lumea ta. da, nu știam muzică, bi, cuvântul bizantin era așa sub semnul întrebării da, dacă am zis că e muzică și acolo la maicuțe sigur e ceva frumos și am zis da și uh, am început să cânt acolo la Stavropolio, ușor-ușor am învățat și notele și uh, părintele a fost cel care m-a îndrumat să fac conservatorul că dacă nu era părintele nu făceam conservatorul, clar și uh, de asta zic că tot dintr-o întâmplare <laughs> s -a... Și totuși eu îndrăznesc să spun că nu există întâmplări, există pur și simplu potriviri. <laughs> Bine. Uh, uite ce ne spune Cristi Dohatcu, Irina roagă pe Ana să cânte Fields of Gold de la Eva Cassidy. <laughs> uh, e la latitudinea ei. La următoarea emisiune. <laughs> adică ne face să mai chemăm o dată, nicio problemă că oricum aveam de gând, stai liniștită. Bun, înseamnă că ea ne-a pregătit altceva și sigur ne-a pregătit ceva bun, deci nu mă îndoiesc de lucrul acesta. Te duci și la liturgie? Da, mă duc. Acum când cu niște fete la muzică bizantină, acum fac și puțină publicitate și sper să mă asculte fetele, la Sfânta Ecaterina, lângă teologie, unde există două strane, adică e strana băieților și strana fetelor și încercăm acolo să fim cât mai bune <laughs> și cântăm duminică de duminică. Sunt două subiecte pe care nu am apucat să le bifez. Unul este pictura, celălalt este postcardul. Nu, sunt trei. Postcrossingul, nu? Postcrossingul, da. da. Și al treilea este fotografia. Cumva post ul cu foto fotografia zic eu că se îmbină puțin. Da, post ul se îmbină foarte bine și cu caligrafia, că de fapt post ul a fost așa o continuare și o, un mod al meu de a scrie în continuare și uh, am cunoscut și o grămadă de oameni faini și pe tine, că tot cu, cu vederile și cu da, da. și uh, asta m-a și determinat să încep să scriu caligrafic și să studiez subiectul, faptul că trimiteam vederi în toată lumea și primeam din toată lumea și am vrut să arate cât mai frumos și bine eu am avut, aveam un scris destul de îngrijit dar am vrut să fie și mai și. Și prin prisma acestui hobby ai reușit să te împrietenești și cu, să spunem, pasionați și tot de genul acesta din, eu știu, din alte orașe, din altă țară sau din alte țări? De caligrafie nu prea am găsit. Într-adevăr, sunt două lucruri diferite, adică există și vederi pe care le-am primit care sunt scrise cu picioarele, mă iertați. Deci, cumva, este o opțiune să alegi să o scrii îngrijit și caligrafic, dar nu uh, un lucru care trebuie neapărat bifat. Uh, dar uh, am uh, cunoscut oameni foarte faini uh, și cu care am păstrat legătura dincolo de acest uh, hobby post-crossing uh, și cu care, nu știu, îmi trimit mereu bucăți de hârtie așa mai specială, hârtie manuală, tot felul de apsipilduri frumoase. Deci, uh, poate, poate să le considerați așa lucruri de copii, dar pe mine mă fascinează texturile, materialele, culorile. Totul a devenit altfel prin, prin din acest unghi al caligrafiei. Caligrafia m-a făcut să apreciez toate detaliile, nu numai scrisul în sine, ci și pe ceea ce scriu instrumentele pe care le folosesc, cerneala și chiar m-a deschis, m-a făcut mai atentă. Și vreau să vă spun care are în tolba ei, Ana. Doamne, dar ce nu are acolo? Deci, tot felul de penițe, de cerneluri, de. Oh, Dumnezeule! Deci, numai să, să pătrunzi acolo și să vezi cât este de frumos, este ceva extraordinar. Uh, Madalina Petrov a intrat pe fir. Vecinica. Da! Te salutăm. Verișoara! este verișoara mea, spune. Te pupăm și noi. Mă și dăm. eu vă pup cu drag și cu dor. Uh, Ce ne-ai mai, mai pregătit? Ce melodie ne-ai mai pregătit? Vreau să vă mai cânt Pentru o că nu melodie mai avem timp. Da. În română de data aceasta uh, Melodia este a Cătălinei Beța Și este prima melodie pe care am încărcat-o pe YouTube În viața asta <laughs> Și Gândacul se numește gândacul. gândacul, deci nu Gândăcelul, ci Gândacul, nu, gândacul pur gândacul. și simplu Da E atâta lumină De unde vine te întreb că și doar ea e cu tine Iar luna s-a pitit după un nor E atâta căldură De unde vine te întreb că ce doar în tricou iar vântul bate nebun. Ia-o de mână, citește în stele, minte-o că e cea mai frumoasă, cheam o mai aproape, lângă pieptul tău, să simtă și ea galopul inimii tale. Sărută-i gândacul de pe deget scoate din fir părul de iarbă Ea îți va zâmbi și-și va aminti În iarbă, oh, oh, oh. Ia-o de mână, citește-i în stele, minto o că e cea mai frumoasă, Chiam-o mai aproape, lângă pieptul tău, Să simtă și ea galopul inimii tale. Sărută-i dulceața de pe puze, Scoate-i din păr de iarbă, Ea îți va zâmbi și își va aminti în iarbă. Eu vreau totuși să vă sfătuiesc să nu o mințiți și ce să-i spuneți adevărul, pentru că e mai cinstit așa, dar să îl spuneți frumos, pentru că contează foarte mult, cum spui unui om, indiferent cât este de dur un lucru. Iar mai ales dacă este vorba despre femei, femeile sunt atât de sensibile și chiar și atunci când spui ceva frumos, ele pot interpreta și de acolo o întreagă poveste și s-ar putea să nu iasă bine pentru voi, dragii bărbați. <laughs> Asta e așa ca un sfat. Ana, Vrei să ne mai spui ceva pe final de emisiune? Da, vreau să vă invi la un concert. Da, eu vreau să ne spui când? Pe ai concert, 24 te. ianuarie, la Clubul Țăranului, deci la Muzeul Țăranului Român, în spate, ai idee pe în monetărie. Ce pică? Este o joi și este zi liberă, așa că nu aveți nicio scuză. Fiind da? Pe 24 ianuarie. A, ah, ok. Da, Bun. și mai avem uh, un concert fixat pe 7 februarie la Louisiana Bistro, care e în drumul taberei. Deci, te rog frumos, este exact de ziua mea, s-ar putea să vin așa cu brațele deschise, Vă pentru aștept. nu găsise nimic uh, drăguț care merită făcut de ziua mea. Uh, în afară de cele două concerte pe care le-ai anunțat tu, cum am putea să aflăm dinainte, unde putem să te găsim? Păi, uh, de obicei le anunț pe Facebook, așa că puteți să mă urmăriți... Uh, pe profilul meu, Ana Maria Maranda. Și, și celelalte? Pe Instagram, la fel, Ana Maria Maranda. Pe Ana Scrie Frumos nu postez neapărat concertele, deși odată mi-am făcut un afiș caligrafic, dar oricum vă invit să dați un like. Așa, și pentru că iar a venit vorba despre Ana Scrie Frumos, nu uitați de invitația mea, rămâne valabilă, să da. știți. Nu foarte mult timp. Uite, vă fac invitația asta până pe 1 februarie, pentru că trebuie să aranjați din timp lucrurile. Da, da. Pentru un ascultător fidel, care își iubește cum ar veni. Cu mult ardoare iubita, și care are să-i spună niște lucruri, și poate este timid, și vrea să-i le spună într-un mod mai romantic și mai tradițional, mai clasic. Ana va scrie pentru el acea scrisorică de da. dragoste, nu va fi foarte lungă, pentru că trebuie să încapă cuvintele într-un mod frumos. Mai trebuie să spun, bravo Ana, a fost o, o emisiune super, zice Adriana Dumbale. Uh, și pentru că am început anul cu această audiție, vă mulțumesc că ați dăruit ceea ce nu a dispărut, frumusețea sufletească, un an nou cu bucurii. Violeta Croitoru, mulțumim pentru că ne-ați ascultat și că ne sunteți alături. Uh, cred că invitatul meu întotdeauna face și dă tot farmecul emisiunii, așa că nu vreau să-mi arog niciun merit invitații mei au toate meritele și cred că asta este cel mai important, scrieți-mi vă rog frumos, să-mi spuneți întotdeauna pe cine vreți să aduc în emisiune, mă voi strădui nu, nu pot să spun că va fi sigur și voi aduce sigur acea persoană dar mă voi strădui uh, și dacă vreți să reauziți o, un invitat care a mai fost, gen cum este Ana Maria Maranda, dacă vreți să o reauziți scrieți-mi și spuneți-mi că v-a plăcut și că vreți să o reauziți și vreți să o reinvit în emisiune, pentru că subiecte sunt destule și niciodată nu, vor, nu se vor disipa. Eu sunt Irina Spilcă și ca de fiecare dată vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că ne sunteți alături și că sunteți aici cu noi, cu tot sufletul. Ana, îți mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Pentru o emisiune cu mult suflet, pentru că tot vorbeam noi de suflet, și cu multă, eu știu, introspecție, pentru că am vorbit despre lucruri care au fost odată și care poate mai sunt, dar așa, pe aici, pe colo. cum este caligrafia, cum este scrisoarea, o scrisoare către cineva drag. Dragii mei, noi ne revedem, să spunem săptămâna viitoare sau poate peste două săptămâni, pentru că s-a modificat puțin programul și trebuie să ne intrăm în mână. Până atunci, eu vă reamintesc întotdeauna să nu uitați să vă lăsați amprenta asupra fiecarei zile din viața dumneavoastră. Numai bine!